timp de 66 de ani, locuitorii de pe malul Prutului au trăit zi de zi alături de ea, de sârma ghimpată. Instalată după cel de-al doilea război mondial de-a lungul râului Prut, pe o lungime de 360 de kilometri, sârma ghimpată delimita granița între RSSM și România, dar și întreaga Europa. Un simbol al totalitarismului și al cortinei de fier, sârma ghimpată a trecut prin sate, grădini, cimitire și prin inimile oamenilor. Iaca până la copaci și eu fost grădina noastră. Iaca, vedeți? Iaca unii copaci și ea, iaca și eu fost patul la grădina noastră. Și ne-au luat 17 sote din grădină, sub graniță și sub sârmă. Și ne-au lăsat iaca 5 sote și ne-au dat de parte la deal. Leontina Vatamanu, fiica regretatului poet Ion Vatamanu, a copilărit pe malul Prutului, la bunici. Imaginea sârmei ghimpate i-a marcat nu doar copilăria. În 2011 realizează documentarul Sârma de pe Prut. Filmul surprinde momentul în care sârma ghimpată este scoasă de la frontiera moldoromână. Pentru mine, personal, această sârmă ghimpată a făcut parte din peisajul copilăriei mele, pentru că părinții tatălui meu sunt de Baștină, dintr-un sat din lunca Prutului. Această sârmă a apărut practic peste noapte. Inițial era un simplu gard cu sârmă ghimpată, după care s-a transformat într-o instalație foarte sofisticată, cu fire electrice, cu alarmă. Scriitorul Vasile Romanciuc s-a născut în Badragii Noi, raionul Edineț. În anii de studenție, dar și mai târziu, nu putea să meargă acasă la părinți fără să perfecteze un permis. Regulile erau impuse tuturor celor care doreau să meargă într-o localitate situată la frontiera de pe Prut. Ca să merg acasă la părinții mei, ei trebuiau să-mi facă o invitație specială semnată de președintele Sovietului Sătesc, cum se zicea pe atunci. Și în baza acestei invitații, aici la Chișinău, mi se elibera un permis de asemenea special, fără de care nu puteam merge acasă să-mi văd părinții. Numai RSS moldovenească era parte etnic și cultural lingvistic a unei națiuni care era după linia, să spunem așa, hotarului sovietic. În cazul Prutului, cortina aceasta de fier era dublă. Pentru că ea avea și un scop dublu, de a ne izola de Europa în general și de România în special. Rectorul Universității Tehnice din Moldova, Ion Bostan, a copilărit alături de sârma ghimpată. Deși sovieticii interziceau localnicilor să privească în direcția Prutului, Ion Bostan recunoaște că deseori trăgea cu ochiul spre malul drept. Eu personal sunt născut în lunca Prutului, am crescut cu ochii în România. Sârma ghimpată pentru noi era un mister de ce se întâmplă acest lucru. Nici pasărea nu trecea prin sârma ghimpată. Totul era controlat, ce gândește cetățeanul din zona de frontieră. Orice libertate ar fi adus la cunoașterea unor realități care nu se dorea să le aflăm. Gardul de sârmă ghimpată, format din 22 de fire metalice, avea capacitatea de a semnala pichetului de grăniceri apropierea vreun persoane de gard. În timpul Uniunii Sovietice existau doar două puncte de trecere a frontierei între RSSM și România. Ultima cortină de fier a Europei, așa cum e numită sârma ghimpată de pe Prut, a fost scoasă în primăvara anului 2010. După 4 ani de la scoaterea sârmei ghimpate, Republica Moldova reușește să obțină un regim liberalizat de vize cu țările Uniunii Europene. Acest regim liberalizat de vize va permite familiilor să se reîntâlnească mai des, ar permite oricărui cetățean din Republica Moldova să călătorească liber, să nu treacă prin umilința vizelor și avămilor. Ne dorim în Uniunea Europeană fiindcă marea majoritate a studenților, a tineretului, să vorbim, își doresc o viață mai bună, o viață mai, un nivel de trai mai avansat, care îl vedem prin integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Din acest an, cetățenii moldoveni vor putea circula în Uniunea Europeană fără vize, în baza pașaportului biometric.